În final, indiferent cum ar fi fost povestea, dacă nu te împaci cu rădăcinile tale, cu părinții tăi, tot nu-ți e bine. Exact. Că, de fapt, împăcarea aceea o faci pentru tine, pentru devenirea ta și pentru echilibrul tău. Uh, îmi spunea uh, acest om de care îți povesteam că nu poți, n-ai voie să nu-ți iubești părinții, pentru că zdrunci mm. în însăși legea vieții. Tu ești pentru că ei au existat. Punct. Și de aici pornește totul. Și trebuie să găsești o cale prin care să te împaci cu, cu acest Deci da. De cele mai multe ori, pentru unii care ni se întâmplă mai multe lucruri, așa cum se spune că noi noi știm înainte să venim aici, noi ne cerem familia sau părinții să zicem. Nu vreau să avem o discuție asta ezoterică, dar spun așa da, că da, fac da. divers. Uh, noi, mi-a spus un terapeut foarte fain în Israel, zice, Damian, te-ai că tu poți să fii un vindecător al generațiilor? Pentru că tu cumva vindeci trauma transgenerațională care a, a fost dusă de-a lungul timpului epigenetic. Și tu cureți asta. Deci gândește-te. Foarte ca... interesant cuvântul ăsta vindecător. L-am auzit și eu. <laughs> da, da, da. <laughs> La psihoterapie. Pe, 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 pe da. toată asta, adică tu nu vrei să dai mai departe copilului tău aceeași durere, suferință. Da. Și -at tu poți să cureți opusuri. generații, sute de generații, poți să dă durere, de dă plâns, de rădăcini, de suferință. Și numai faptul că reușești poate să faci un alt om. Să înțeleagă niște lucruri pe care altfel nu le vede, nici nu le gândește, nici nu-i trec prin minte, înseamnă enorm. Sunt anumite răni pe care le-am dus pe suflet și pe care doar într-o oră de discuție, reușind să le văd altfel, dintr-o perspectivă ce practic mi-era refuzată înainte. Eu nu aveam capacitatea să văd altfel, pur și simplu s-au vindecat acele răni definitiv. Nu ca o păcăleală pe moment. Nu, nu știu.